Armata a găsit bucăți de la o posibilă dronă în interiorul României, la peste 25 de kilometri de graniță. Este pentru prima dată când o dronă, posibil rusească, a intrat atât de mult pe teritoriul României. Un elicopter al forțelor aeriene a fost trimis în zonă, de unde vor fi ridicate probe. APN a anunțat deja primele măsuri. Discut mai mult alături de Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. Ce informații ai? Bună, Ramona. Pentru prima dată Ministerul Apărării Naționale spune că va disloca sisteme antiriene în delta Dunării, nu chiar la graniță, dar oricum în apropiere de această zonă, tocmai pentru a putea intra rapid în dispozitiv dacă se dă ordin. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a suplimentat numărul de militari din delta. Și acolo sunt și echipe de deminare, specialiști EOD, care se intervine ori de câte ori sunt elemente de cercetat la fața lor. Adică când oamenii sună la 112 că găsesc diferite fragmente de dronă. Referitor la sistemele antiaeriene, cele mai eficiente s-au dovedit în Ucraina sistemele Gepard, avem și noi așa ceva, ele au un radar care acoperă foarte bine pe o rază de maxim 30 de kilometri și radarul poate vedea și sub altitudinea radarelor forțelor aeriene. MAPN are 100 de radare în tot teritoriul, însă toate cele trei drone, inclusiv drona descoperită astăzi, niciuna nu a apărut pe radar. Ele au fost descoperite doar la SO. Tocmai în această cauză, MAPN nu poate spune că spațiul aerian a fost violat deocamdată până când ancheta privind restul dronelor nu va fi încheiată și nu vom avea o informație clară că dronele sunt rusești. Oricum, pe a doua dronă era inscripționat Geran 2, care sunt drone rusești kamikaze. Deci, cel mai probabil, cel puțin o dronă, în verdictul final al anchetei va fi că este de origine rusească. Florin, îți mulțumesc foarte mult pentru informații.